Sunt Gabriela Dragotea, redactor ziar de Cluj și NCN. Vă invit să urmărim împreună cele mai importante evenimente care au marcat anul 2018 în Cluj. Am început anul în forță cu o știre importantă despre o rețea de traficanți clujeni care vindeau medicamente interzise în Statele Unite ale Americii. Aceștia foloseau un sistem ingenios format din site-uri, call center-uri și conturi offshore. Capul rețelei, clujanul Cosmin Muntean, era acuzat de procurori că ar fi făcut profituri la negru de peste 12 milioane de euro. Acesta spăla banii negri prin investiții de business. Una dintre ele este centrul de spa și fițe Thai Therapy, situat pe o stradă luxoasă din oraș. Imediat după perchezițiile din ianuarie, au fost reținute 14 persoane. Ulterior, toți cei care au fost reținuți în iarnă au scăpat de control judiciar, iar dosarul se află în continuare în fază de cercetare penală, fără trimiterea în judecată. Pe tot parcursul anului 2018 am stat cu ochii pe politicieni și pe șefii din administrația publică locală. La sfârșitul lunii ianuarie, Horia Uioreanu, fostul președinte al Consiliului Județean Cluj, a fost condamnat definitiv la 6 ani și 4 luni de închisoare. O altă condamnare o vizează pe Ana Horvat, fost viceprimar al municipiului Cluj-Napoca. Ea a fost condamnată în primăvară la executarea unei pedepse de 2 ani și 8 luni pentru trafic de influență și spălare de bani. Decizia a fost contestată la Înalta Curte de Casație și Justiție. Fostul viceprimar se consideră nevinovată. În primăvară, Joachim Vancea și Horia Șulea, fostul și actualul primar al celei mai mari comune din România, Florești, au fost trimiși în judecată în stare de libertate pentru 8 infracțiuni de abuz în serviciu asimilate celor de corupție. La sfârșitul lunii martie, senatorul ALDE, Marius Nicoară, a fost condamnat definitiv la 1 an de închisoare cu suspendare pentru accidentul provocat în timp ce acesta era sub influența băuturilor alcoolice. În octombrie, Viorel Matiș, primarul comunei Beliș, a fost trimis în judecată pentru dare de mită. Matiș este cercetat și pentru abuz în serviciu ca urmare a unor contracte cu diversi avocați pe care i-a plătit din bugetul județului. Noi am fost primii din mass media locală care am scris despre divorțul anului din lumea politică din Cluj. L-am putea numi chiar scandalul anului. Vorbim despre Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj și soția acestuia, Camelia Tișe. Cei doi au împreună numeroase afaceri. În aprilie, Camelia Tișe a depus divorțul de Alin Tișe, președintele Consiliului Județean. Acest scandal a picat cum nu se poate mai prost pentru președintele Consiliului Județean Cluj. Cu bombe pe cale să explodeze în jur, Patarât și levigatul toxic, procesul cu aeroportul, falimentul Cluj Arena și falimentul Clujana, Alin Tișe a fost lovit din punct de vedere al carierei. Problema consumului de droguri a fost reflectată în mai multe materiale publicate de Ziar de Cluj pe tot parcursul anului 2018. Printre altele, v-am prezentat cazul lui Sergiu Scrob, cunoscut sub numele de Baghera, capul unei rețele de distribuitori de droguri din Câmpia Turzii. Unul dintre drogurile traficate de aceștia se numește și Zombie, marihuana sintetică, un stupefiant care pune în pericol viața consumatorilor. Împreună cu colegii de la NCN, v-am arătat cât de ușor se pot cumpăra droguri în Câmpia Turzii. În primăvară, pe site-ul Ziar de Cluj, v-am prezentat o dezvăluire despre un militar care a devenit agresiv după ce s-a întors dintr-o misiune. Voicu Vasile Celestin a activat în unitatea militară din Someșeni. După ce s-a întors dintr-o misiune, bărbatul a atacat mai mulți polițiști din județul Cluj și a reușit să își terorizeze vecinii. Îi scotea din apartamente și îi obliga să facă exerciții militare pe scara blocului. Parchetul militar a dispus trimiterea sa în judecată în 2 dosare pentru ultraj. Anul acesta a avut loc un jaf și o tentativă de jaf la 2 bănci din Cluj-Napoca. Noi, reporterii Ziar de Cluj, am fost la fața locului și v-am adus informații calde. Chiar aici, la sucursala Băncii Transilvania din spatele meu, a avut loc un jaf în luna iunie. În luna iunie, ziua în amiaza mare, un bărbat înarmat cu un cuțit a reușit să fure 20.000 de lei de la o sucursală a Băncii Transilvania, după ce le-a amenințat pe casiere. La aproape o jumătate de an de la acest jaf, autorul se află încă în libertate. La 3 zile după jaful de la Banca Transilvania, a avut loc o tentativă de jaf la o sucursală CEC din Cluj-Napoca. Autorul a intrat în bancă cu o cagulă pe față și cu un pistol în mână. A cerut bani, dar a plecat după ce o casieră i-a spus că nu primește niciun leu. Angajata CEC Bank ar putea fi declarată clujanul anului pentru curajul de care a dat dovadă. Nici în acest caz, autorul nu a fost prins. Cluj-Napoca a fost în această vară gazda unui eveniment important din domeniul educației care a implicat peste 100 de țări din toată lumea.
Olimpiada Internațională de Matematică a avut loc în Cluj-Napoca în perioada 3-14 iulie. Evenimentul a implicat, printre altele, două zile de concurs în cadrul căruia s-au întrecut 615 concurenți din 110 țări participante. În cadrul acestui eveniment am semnalat problema securității. O echipă NCN a reușit fără nicio problemă să introducă un pistol de jucărie în sala unde avea loc concursul. Centrul Regional de Excelență în Industrii Creative, cunoscut și sub numele de Buftea de Cluj, și Centrul de Sprijin a afacerilor TIM au fost anul acesta subiectul a numeroase știri și reportaje marca Ziar de Cluj și NCN. Am urmărit îndeaproape cum se desfășoară lucrările în cazul acestor investiții importante construite din fonduri europene. Cele două proiecte aveau ca termen de finalizare anul 2015, dar data de încheiere a lucrărilor nu a fost respectată. Au mai urmat multe alte termene, însă toate au fost încălcate. Cumva, cu chiu cu vai, anul acesta lucrările au fost încheiate, dar nici Buftea de Cluj, nici TIM nu au fost date în folosință, în ciuda promisiunilor conducerii primăriei și a societății care administrează cele două investiții. Cel mai grav este faptul că dealul dă semne că o ia la vale, iar o parte din clădiri sunt afectate de alunecările de teren. Drumul de acces cu patru benzi este o problemă majoră a acestui proiect. Ca urmare a alunecărilor de teren, lucrările nu au fost finalizate nici acum. Rampa neconformă de la Patarât, poluarea cu levigat, montarea stației de osmoză și evoluția lucrărilor la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor au fost tratate pe larg în articolele Ziar de Cluj din acest an. Groapa de gunoi de la Patarât trebuia închisă încă din anul 2011, dar nici până acum nu s-a reușit acest lucru, cu toate că în fiecare an au fost alocate fonduri. Anul acesta, la poalele muntelui de gunoi, s-a format un lac de levigat, așa că forul județean s-a văzut nevoit să închirieze o stație de osmoză inversă pentru purificarea apei otrăvite. Abia spre finalul acestui an a fost montată și dată în funcțiune. În loc să închidă rampa de gunoi, Consiliul Județean a început construcția unui zid de consolidare pentru a evita prăbușirea muntelui de deșeuri. Valoarea acestor lucrări este de 5 milioane de euro. Centrul de Management Integrat al Deșeurilor nu este gata nici anul acesta, deși conducerea Consiliului Județean anunța că în 2018 vor fi încheiate. La 7 ani de la demararea lucrărilor, s-a ajuns la stadiul de doar 39%. Împreună cu NCN ne-am implicat în campanii de salvare a animalelor. Calul Bator și apoi măgărușul Pompa au fost eliberați din arestul Regiei Autonome a Domeniului Public cu ajutorul nostru. Primul s-a întors acasă la stăpânul său, iar al doilea are o casă nouă. Calul Bator și măgărușul Pompa au fost ridicați de pe stradă de echipajele poliției locale, după ce au fost lăsați nesupravegheați de către stăpânii lor. Animalele au fost duse la adăpostul primăriei. Din cauza că proprietarii lor nu au mers în termenul legal să îi recupereze, Bator și Pompa au intrat în posesia autorităților locale. Ulterior au fost scoși la licitație. Bator a fost cumpărat de un cititor inimos, iar Pompa a fost cumpărat de redacția Ziar de Cluj și NCN. Ulterior i-am găsit un alt stăpân care să aibă grijă de el. În septembrie, după o investigație ce a durat mai bine de 3 luni, Ziar de Cluj publica împreună cu Corriere de la Sera unul dintre cele mai cutremurătoare reportaje despre sclavia modernă. La doar câțiva kilometri de Cluj, în tabere improvizate din creierii munților, sute de copii, femei și bătrâni culegeau ciuperci în condiții de sclavie modernă, produse care ulterior ajungeau în magazinele și restaurantele de lux din Italia și alte țări europene. Jurnaliștii Ziar de Cluj au mers pe firul poveștii și au documentat abuzurile, ilegalitățile, dar și nepăsarea autorităților în cazul minorilor exploatați. Ancheta a fost preluată de mai multe televiziuni și publicații din România, în timp ce o serie de ONG-uri și politicieni s-au sesizat cu privire la abuzurile semnalate de publicația noastră. Spre sfârșitul anului, noi, echipa Ziar de Cluj, am scris despre modul în care sunt introduse droguri în penitenciarul Gherla. Subiectul alarmant era altul, însă angajați care lucrează în penitenciar coordonează traficul de droguri din interior. Într-un interviu pentru Ziar de Cluj și NCN, Ișvan Covaci, cunoscut sub numele de Pichiu, un fost traficant de droguri, a povestit cum se desfășoară traficul cu etnobotanice la tarife exorbitante. Acesta a fost închis timp de câteva luni la penitenciarul Gherla. La finalul anului v-am prezentat un caz interesant despre amestecul Statelor Unite ale Americii în treburile României. Mai exact, 4 agenți de la US Secret Service au venit în Cluj-Napoca la sediul firmei Coinflux, aflată în spatele meu,
și au făcut percheziții. Firma aparține clujanului Vlad Nistor. Acuzațiile vizează infracțiuni de înșelăciune, fraude informatice, constituirea unui grup infracțional organizat și spălare de bani. Compania lui Călin Vlad Nistor are o cifră de afaceri de 3,25 de milioane de euro și a realizat peste 32.000 de tranzacții în 2017. Pe parcursul celor 3 ani de activitate, CoinFlux a ajuns să aibă peste 19.000 de clienți din România și din lume. Surse judiciare române susțin că procurorii americani îl acuză pe Nistor de faptul că a înșelat mai mulți cetățeni americani în tranzacțiile cu Bitcoin. Am urmărit cum au evoluat anchetele noastre din 2017. Am fost cei care am zguduit sistemul sanitar în urma dezvăluirilor despre profesorul Mihai Lucan, cel care a reușit să căpușeze Institutul de Transplant Renal prin contractele pe care le-a derulat cu clinica sa privată LucMed. Mihai Lucan a fost arestat la sfârșitul anului 2017. În 2018 au ieșit la iveală nume sonore din România care au fost operate de Mihai Lucan, printre care și primarul Emil Boc, dar și metoda prin care se atribuiau organele de transplant. Tot în 2018 am scris despre concesiunea terenului de sub clinica LucMed. Agenția Națională de Integritate a câștigat procesul cu Mihai Lucan, referitor la conflictul de interese, acesta fiind manager atât la Institutul de Transplant Renal, cât și la clinica sa privată LucMed. În cazul lui Cristian Pomohaci, Ziar de Cluj a publicat în exclusivitate anul trecut ample anchete cu privire la apucăturile de pedofilie homosexuală pentru care a fost dat afară din preoție, dar și cu privire la averea sa impresionantă. Fostul preot a primit anul acesta o condamnare de un an de închisoare cu suspendare pentru evaziune fiscală. Cristian Pomohaci a încheiat un acord cu procurorii parchetului general prin care își recunoștea vinovăția. Fostul preot a acceptat să primească din partea instanței o condamnare de un an de închisoare cu suspendare pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală și să presteze 90 de zile de muncă în folosul comunității. Așa a arătat anul 2018. Mai departe, noi o să ne facem datoria, chiar dacă trebuie să călcăm codurile secrete ale celor care ar vrea să tăcem, chiar dacă deranjăm. Sperăm că cineva totuși va învăța ceva din greșelile pe care le semnalăm și ne va obliga, ca în anul care vine, să ne scoatem pălăria în fața faptelor bune pe care le fac. În speranța că totul va fi bine în 2019, vă dorim și ne dorim sărbători fericite!